Patronatele din turismul balnear vor lansa două programe prin care persoanele interesate pot cumpăra în perioada 20 ianuarie 15 mai pachete de 6-9 nopți de cazare la hoteluri de 2 și 3 stele la prețuri între 270 și 750 de lei potrivit asociațiilor de profil. Cele două programe, o săptămână de refacere în stațiunile balneare și decada balneară, sunt lansate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism în parteneriat cu Organizația Patronală a Turismului Balnear, conform Mediafax. Programele sunt destinate menținerii și refacerii stării de sănătate într-un cadru natural adecvat, cu factor natural de cură, cu programe pentru destindere și sau recunoaștere. Toate categoriile sociale pot beneficia de aceste pachete turistice, pensionari, studenți și persoane active, potrivit OPTBR. Tarifele pentru ambele programe au fost menținute la valorile celor din campaniile anterioare. La programe participă stațiunile Băile Olănești, Băile Herculane, Băile Tujnad, Sovata, Pucioasa, Moneasa, Călimănești, Căciulata, Slănic, Prahova și Buziaș.